Slăviți să fie Domnul, vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem Scriptura la pagina 374. Voi citi un capitol întreg din Cartea 1 Împărați, capitolul 13. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine, pe preoții înălțimilor care ardă tămâie pe tine și pe tine se vor arde oseminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna spre altar, de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care îl dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omul lui Dumnezeu: roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului Dumnezeu: intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis: pe ce drum a plecat? Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda și a zis fiilor săi: puneți-mi șaua pe măgar. I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el. S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar și i-a zis: tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns: eu sunt. Atunci le-a zis: vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns: nu pot nici să mă întorc la tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bea apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el i-a zis: și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care l-a dusese înapoi. Și l-a strigat omul lui Dumnezeu care venise din Iuda: așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusese să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care îl întorsese i-a pus șaua pe măgar. Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe un drum de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum. Măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetate în care locuia prorocul cel bătrân. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis: este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului și Domnul a dat în ghearele leului care l-a sfârșiat și l-a omorât, după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: puneți-mi șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar și el a plecat. A găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă drum. Leul nu mâncase trupul și nu sfârșiase pe măgar. Prorocul a ridicat trupul omului Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a dus înapoi și bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. I-a pus trupul în mormânt și l-a jelit zicând: vai, frate! După ce l-a îngropat, a zis fiilor săi: când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu. Să-mi puneți oasele lângă oasele lui, căci se va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului, împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștelor de înălțim din cetățile Samariei. După întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui cearea. A pus iarăși preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul, pe oricine dorea, îl sfințea preot al înălțimilor. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pământului. Amin. Vă rog să ocupați locurile.
Am vrut să citesc întreaga întâmplare, pentru că poate pentru unii este nou textul acesta, nu se folosește foarte des, deși și de dimineață s-a făcut apel la textul acesta. Aș vrea împreună cu mine să facem un exercițiu de imaginație. Suntem acum în momentul în care omul acesta lui Dumnezeu, nu avem lumele lui, se desparte de prorocul bătrân și în timp ce îi se pregătește șaua, îi se pune șaua pe măgar, începe să se gândească la despărțire, la ceea ce va urma. Cred că este un moment trist, nu cred că a fost o despărțire cordială, pentru că se uita spre bătrânul acela și în mintea lui se gândea: cum am putut lăsa păcălit de omul ăsta? Cum n-am putut să fiu veghetor până la capăt? Cu câteva zile în urmă mi-aduc aminte cuvântul lui Dumnezeu care mi-a vorbit și mi-a spus: du-te la împăratul lui Israel, mustră-l, un cuvânt aspru. Și am mers acolo cu o anumită frică, pentru că nu e ușor să mergi înaintea împăratului și mi-aduc aminte și acum momentele acelea de tensiune încărcate cu așa o putere, parcă nu era a mea, și am mers acolo și am strigat. Dar interesant că Domnul mi-a zis să nu-l mustru pe el direct, să-i arăt o indiferență totală, să vorbesc altarului, ca și cum împăratul nici nu mai avea urechi să audă. Și am rostit cuvintele acelea pline de curaj și la un moment dat am văzut cum împăratul întinde mâna spre mine și asta nu semnifica altceva decât moarte, decât să fiu prins, și am avut așa parcă un moment de emoție, dar am știut că ceva se va întâmpla și dintr-o dată am văzut mâna omului acelea că s-a uscat, a rămas cu mâna întinsă spre mine și mi-aduc aminte că așa parcă m-a cuprins o milă și rugăciunea, rugămintea lui să vină înaintea Dumnezeului meu să mă rog pentru el, așa m-a înduioșat și m-a rugat. Nu știu dacă am făcut chiar bine, dar am făcut-o și am văzut minunea lui Dumnezeu și am văzut altarul despicându-se și am văzut semnele lui Dumnezeu și parcă îl cuprindeau emoțiile și s-a gândit el: ce mare biruință! Și mai mult, cred că am avut o biruință extraordinară, pentru că atunci când împăratul mi-a oferit un dar, când mi-a oferit ospitalitate în casa lui, dintr-o dată din prigonitor, el devenise într-un fel prietenul meu, am avut curajul acesta să-l înfrunt și să-i spun nu, pentru că eu ascult de Domnul Dumnezeul meu. Și nu mă interesează darurile tale și chiar jumătate de împărăție de mei da, deși stau și mă gândesc acum jumătate de împărăție, e mare lucru, da? Așa eram de puternic în decizia mea, că aș fi refuzat orice. Și așa se gândea el: ce mare biruință am avut. Și m-am întors spre casă, mă gândeam: oare am făcut bine că i-am spus chiar tot ceea ce mi-a zis Dumnezeu? Oare trebuia să-i dau toate detaliile alea, că n-am voie nici să mănânc, să o iau pe alt drum, dacă mă va urmări cineva? Hai că nu e așa departe drumul spre casă, dar ce-ar fi să mă opresc sub un stejar? Mai știi, poate cineva mi oferă ceva de alegurii, ceva să beau. Și într-adevăr, la un moment dat, a venit cineva și s-a prezentat ca un prieten al meu, ca un tovarăș de slujire. Mi-a spus: sunt proroc ca și tine și trebuie să recunosc că am fost neveghetor. Am lăsat arma jos. După ce am avut o mare biruință, dintr-o dată m-a lăsat înșelat. Și știu că mergeam spre casa lui și tot mă gândeam: oare am făcut bine? Mă, dar i-a vorbit îngerul Domnului. Și acum uite ce mi-a făcut Dumnezeu. Oare Dumnezeu se va mai îndura de mine? Oare prorocia lui a fost adevărată? Păi dacă m-am mințit prima dată, s-ar putea să nu fie reală. Și în timp ce se gândea, dintr-o dată un leu iese și istoria gândirii lui s-a terminat. A urmat pedeapsa lui Dumnezeu. Și asta, și m-am gândit la capitolul acesta, este ceva trist. Sunt foarte multe întrebări care se nasc, foarte multe lucruri în neregulă aici. Probabil se gândea de ce nu am fost un pic mai rațional și imediat m-am lăsat stăpânit de emoții și au fost în textul acesta foarte multe nereguli din cauza faptului că oamenii sunt aplecați mai mult să se închine înaintea lui Dumnezeu bazat pe emoții, bazat pe circumstanțe, fără să se țină tare de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt aici în textul acesta cel puțin trei personaje. Desigur, Ieroboam, împăratul, este, cred eu, cel mai important, pentru că finalul capitolului ne dă, dacă vreți, și cheia de înțelegere a textului, și anume că deși toate semnalele acestea au fost, deși a fost mustrare în dreptul Ieroboam, omul acesta nu s-a întors din calea lui, ba dimpotrivă, a continuat să aducă o slujire înaintea lui Dumnezeu și să îndeplinească o slujbă pe care nimeni nu i-a cerut-o și era interzisă și lua din popor pe oricine vroia. Imaginați-vă să faci o chemare, cum a făcut fratele în scriere la Gedeon, dar asta e o lucrare frumoasă, dar tu să faci o lucrare interzisă, o chemare, care vrea să se înscrie să fie preot și levit? Și fiecare care dorea putea să fie sfințit și pus să slujească.
Și asta a fost o urâciune înaintea lui Dumnezeu și a urmat o pedeapsă. Dar foarte interesant că pedeapsa a fost mult mai încolo. Prorocul ăsta bătrân a fost un om manipulator care a mințit, care nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, doar ocazional, așa, și totuși nu ni se spune că a murit imediat. Și omul acesta care a avut o mare biruință, care l-a slujit pe Dumnezeu, care, spunem noi, a avut o ascultare mai completă, a fost pedepsit pe loc. Uitându-mă cu atenție peste capitolul acesta, am observat că se repetă foarte mult expresia cuvântului Dumnezeu sau ceea ce a vorbit Dumnezeu, de aproximativ 13 ori, și îmi dau seama că tema sau ideea principală a acestui text este tocmai aceasta, cuvântul lui Dumnezeu care trebuie ascultat, cuvântul lui Dumnezeu care trebuie împlinit, și chiar episodul ăsta trist despre finalul omului Dumnezeu ne spune că cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit în mod absolut, nu selectiv, nu în mare parte, ci în mod absolut. Domnul să ne ajute la aceasta. Am numit mesajul acesta Atenție la Betel, pentru că aici la Betel se petrec foarte multe lucruri în neregulă. Probabil omul acesta, când mergea să-i mustre pe împărat și pe cei care făceau lucrarea aceea, a știut de la început și a fost atenționat. Ai grijă că acolo la Betel, Betelul a devenit un centru idolatru. Și când spun atenție la Betel, nu mă refer neapărat la o biserică, deși multe biserici își pun numele Betel, sau la organizații, deși sunt unele care fac rușine chemării pe care Dumnezeu le-a dat-o și, în loc să se numească sau să demonstreze că sunt casa lui Dumnezeu, de fapt afișează sau ard pe tămâie, ard pe altarul lor fel și fel de idol, idolul banilor, al prosperității, idolul închinării bazat pe emoții și altfel de lucruri, și alte lucruri care fac rușine cuvântului Dumnezeu. Și când mă gândesc la Betel, mă gândesc la ceea ce ar fi trebuit să fie și ceea ce devenise. Betel mai era numit casa lui Dumnezeu, este locul întâlnirii între Dumnezeu și Iacov, locul în care Iacov înțelege harul lui Dumnezeu. Se aștepta să fie într-un fel pedepsit și dintr-o dată primește protecție, primește ajutor din partea lui Dumnezeu. Și Betelul ăsta era casa lui Dumnezeu, dar devenise un loc de corupție, un loc de închinare idolatră. Dimineața s-a explicat puțin, cei care ați fost atenți, vreau să reiau în două minute ideea. După moartea lui Solomon, fiul său Roboam a preluat conducerea tatălui său, numai că din neveghere, din neînțelepciune, a pus problema într-un mod foarte greșit și a asprit, dacă vreți, robia, a asprit și a mărit taxele, a pus poveri foarte grele peste popor și oamenii s-au revoltat. În frunție cu Ieroboam, foarte interesant, Ieroboam a fost un slujitor al lui Solomon, un băiat foarte isteț, foarte priceput, pus să fie ca un fel de căpetenie peste mai mulți, dar apoi Solomon l-a îndepărtat de la casă, a văzut în el probabil această dorință de a conduce și l-a îndepărtat de la împărăție. După moartea lui Solomon, Ieroboam a prins curaj și s-a întors. Și el a fost, dacă vreți, în fruntea delegației care a mers înaintea lui Roboam și a cerut o eliberare sau, dacă vreți, o ușurare a taxelor, a robiei în care erau. Din cauza încăpățânii lui Roboam, faptului că a primit mai mult sfaturile celor tineri, dar ne spune textul acolo, dacă citim cu atenție, în capitolul 12, o pagină în urmă, că așa a rânduit Dumnezeu lucrurile, pentru că Dumnezeu îi promisese lui Ieroboam că îl va face împărat peste Israel. Avea promisiunea lui Dumnezeu și în momentul în care se întâmplă lucrurile acestea, împărăția formată din 12 seminții se rupe. Ieroboam conduce împărăția de nord, Israelul, cu 10 seminții și Roboam, fiul lui Solomon, rămâne cu 2 seminții și conduce împărăția lui Iuda. Ieroboam nu a ajuns acolo doar datorită uneltirilor sale, nu a ajuns acolo doar datorită faptului că a dat din coate. Dumnezeu i-a prorocit și va spune, îți voi da și te voi pune căpetine peste lucrurile acestea. Numai că în momentul în care a ajuns acolo, în loc să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu, când Dumneu cheamă pe cineva și îl pune într-o slujbă, Dumnezeu îi dă o misiune, trebuie să îndeplinească ceva, trebuie absolut să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. În loc să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, el începe să aibă frică. Dar dacă oamenii aceștia mă vor părăsi? Dacă atunci când se vor duce să se închine la Shiloh, vor fi atrași de felul acolo de slujire, vor fi atrași poate de Roboam, de faptul că el conduce zona aceea și oamenii aceia se vor întoarce din nou în împărăția de sud. Și atunci s-a gândit el, nu mai bine fac eu 2 centre de închinare? Nu mai bine vin eu cu o propunere nouă? Nu mai bine vin eu cu o organizație nouă, cu o mișcare nouă, în așa fel încât să-i țină ocupați pe oameni? Și Betel devine unul dintre centrele de închinare. Acolo Ieroboam ridică viței și spune, uite Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Este, dacă vă aduceți aminte, reluarea acelui strigăt pe care l-a avut poporul Israel la ieșirea din Egipt.
În momentul când Aron le-a făcut vițelul acela, uite Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Era, dacă vreți, ofensa cea mai mare pe care poți să o aduci lui Dumnezeu. Nu a trecut mult timp, imaginați-vă, Dumnezeu îl ia pe un nimeni. Ieroboam nu avea spiță nobilă, nu avea tată, mama lui era văduvă, l-a crescut așa cum a putut și dintr-o dată Dumnezeu, parcă spunem noi, îi pune mâinile în cap și Dumnezeu îi spune, te vei fi căpetenie, vei fi împărat dintr-o dată. Să uiți că Dumnezeu a rânduit lucrurile, a rânduit toate circumstanțele, în așa fel încât tu să fii împărat. Să uiți că dacă Dumnezeu ți-a pus în mână o împărăție și a făcut-o în așa fel încât tu să domnești, nu trebuie să ai frică că cineva ar putea să-ți smulgă împărăția aceea dacă rămâi în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dar observați la ce duce neascultarea sau îndepărtarea sau frica sau îngrijorarea. Oamenii poate mă vor părăsi, nu se vor mai supune. Și Betelul, spuneam, devine un loc idolatru, un loc de corupție. Aceasta este o imagine și a ceea ce se întâmplă astăzi, când religia este condusă mai mult de compromis și de comoditate. Și întrebarea pe care se pune nu mai este corect așa, ci întrebarea pragmatică care se pune este, funcționează? Adică biserica asta care s-a înființat, sau organizația asta care s-a înființat, sau lucrul ăsta nou care a apărut, funcționează? Că dacă funcționează, e de la Domnul. Și o întrebare total greșită. Total greșită. În loc să ne întrebăm dacă este corectă, dacă este biblică, dacă este fundamentată pe ceva biblic, pentru noi oameni pragmatici al secolului 21, mă, funcționează, se pocăiesc cu oamenii, se întâmplă anumite lucruri, pentru noi e suficient atât. Ei, uitați că în întâmplarea aceasta nu este chiar așa. Și noi trebuie să fim foarte atenți, atenți la Betel, gândindu-ne cu înțelesul acesta de centru idolatru, de idolatrie pentru viața noastră, de ascultare parțială, de a jongla, de a manipula oamenii, de a încerca să-i influențăm într-un mod negativ, să-i corupem. În sensul acesta trebuie să fim foarte atenți. Și o să vedeți, identificându-ne cu una dintre cele trei categorii de personaje de aici, semnale de alarmă pe care cuvântul lui Dumnezeu ne le trage în seara aceasta. Hai să vedem cine era Ieroboam. Spuneam că era un tânăr, viteaz, foarte promițător, a avut prorocie din partea lui Dumnezeu, așa cum sunt mulți tineri de astăzi. Da? Dumnezeu promite, are un viitor pentru tine, îți promite foarte multe lucruri. Ieroboam a devenit de asemenea este recunoscut și ca cel care într-un fel a dezbinat împărăția, dar mai mult și cred că este mai grav este faptul că a adus apostazia, a adus închinarea la idol și a produs un mare rău poporului Israel. Condiția de bază pentru el ca împărat era să asculte de legea lui Dumnezeu, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. După mult timp, istoria continuă și ne spune că Ieroboam a murit, nu a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu, numai că spiritul său a rămas viu. Închinarea asta la idol sau să aduci pe altar străin propriile tale interese, chiar dacă trebuie să jertfești ascultarea de Dumnezeu, chiar dacă trebuie să jertfești teama de Dumnezeu și toate celelalte lucruri, interesul propriu a devenit mai important. De dragul tronului, de dragul sau poate ar fi și de frica, datorită fricii că va pierde tronul și l-a îndepărtat pe Dumnezeu, l-a sfidat pe Dumnezeu. Uitați-vă că sunt fel și fel de oameni în istoria biblică care au întors spatele lui Dumnezeu, dar Ieroboam este unul dintre oamenii care l-a sfidat pur și simplu pe Dumnezeu. Da? S-a ajuns să faci acolo un centru de închinare păgână, să aduci acolo vițel și să spui, ăsta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Să mergi acolo și să aduci jertfe sau să mergi acolo, cum îl vedem în versetul 1, să stai lângă altar, să arzi tămâie, să inventezi un nou sistem preoțesc, un nou sistem de slujire dincolo de ceea ce a vorbit Dumnezeu. Asta e totală sfidare la adresa lui Dumnezeu. A mizat mai mult pe influență, pe autoritatea pe care o are asupra oamenilor și pe ignoranța oamenilor într-un fel. Și păcatul ăsta al lui îl văd tot mai des în vremurile noastre, tot mai des oameni care nu mai dau socoteală nimănui, se desprind de sub autoritate. Și spunea foarte bine fratele Antonio că e important să fii sub autoritate, să ai mereu sub autoritate pe cineva. Și oamenii aceia fac schimbări, unul dintre devizele lor este schimbarea, care de multe ori este confundată cu reforma și aruncă așa praf în ochi la oameni, spun, noi venim cu o lucrare nouă, venim cu ceva deosebit, facem o reformă, ne-am săturat de reguli, ne-am săturat de forme, la noi este totul reformă, da? Dar fiți atenți, ei sunt scoși de sub autoritate, nu au pe nimeni la care să dea socoteală, încep să pună slujitori și ne confruntăm tot mai des cu chestiile astea, oameni care sunt foarte liberi, da? Zice, e o libertate pe care ne-o dă Duhul, oricine din biserică poate face orice art de cult, este ceva absurd că doar anumiți oameni pot să facă lucrul acesta, noi suntem liberi să slujim pe Dumnezeu și pun și răstălmăcesc ideea de preoție universală.
Ierobam a uitat că ceea ce ține la oaltă un popor al lui Dumnezeu este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu când nu mai este asupra cuiva, oamenii aceia merg din rău în mai rău. Dar întrebarea care se pune este, nu cumva spiritul Ieroboam este și în noi? Oare în viața noastră, dacă ar fi să ne facem o analiză, care sunt lucrurile acelea pe care le jertfim foarte ușor? Care sunt lucrurile acelea care ne împing spre corupție? Care sunt lucrurile acelea care ne fac să renunțăm la anumite principii de teama faptului că n-am mai fi popular sau n-am mai avea influență sau poate am avea anumite pierderi materiale, financiare? Și întrebarea asta și-o pot pune tinerii, și-o pot pune frații, surorile, și-o pot pune slujitorii, orice om este tentat să cadă în spiritul acesta lui Ieroboam, în viața ta. Să ajungi să faci un compromis, să ajungi să cântărești înaintea ta și să spui, Dumnezeu mi-a dat o chemare, am o chemare din partea lui Dumnezeu, să vezi slujirea lui Dumnezeu, sacrificiile care trebuie făcute, creșterea pe care Dumnezeu ți-o dorește constantă și nu peste noapte și dintr-o dată în partea asta să trebuiască să faci doar un mic lucru care îți va putea ajuta sau va putea accelera procesul de creștere, de afirmare. Și oamenii ajung foarte ușor să facă compromis. Foarte interesant că el îi împiedică pe cei din popor să se ducă la Shiloh și în capitolul 14, dacă dați cu ochiul, în capitolul 14, doar la început, din primele două versete, ne dăm seama că atunci când el ajunge în necaz, da, unul dintre copiii lui se îmbolnăvește, el îi spune soției sale, fii atent, schimbă-ți hainele, deghizează-te într-un fel și mergi la Shiloh, pentru că acolo este prorocul lui Dumnezeu, ca să-i vorbească Dumnezeu. O dovadă crasă de fățărnicie, adică tu împiedici pe oameni să meargă să se închine acolo și le spui, aici este centrul închinării și aici lucrează Dumnezeu, ăsta e vițelul prin care Dumnezeu lucrează, El este Dumnezeul nostru și apoi când dai de greu să fugi acolo pe ascuns la cei care sunt cu adevărat oamenii lui Dumnezeu și văd și atitudinea aceasta, funcționează. Teologia prosperității, a faptului că nu avem nevoie, nu trebuie să avem necazuri în viață, boli, suferințe, funcționează până când persoanele respective trec prin astfel de ipostaze și interesant că noi nu le cunoaștem viața duplicitară și nu știm unde aleargă, dar textul biblic ne spune că este ispita aceasta, da? Să te duci la cei care știi cu adevărat că sunt oamenii lui Dumnezeu. Cert este că omul acesta nu se pocăiește și cred că și atunci când vede sfârșitul omului Dumnezeu, imaginați să vine omul lui Dumnezeu, face lucrurile acelea miraculoase în sala palatului sau unde erau ei acolo, unde aveau altarul, la centrul de închinare, face lucrurile miraculoase și într-o dată se audă, fii atent că omul acesta a fost pedepsit de Dumnezeu și mâncat sau omorât de un leu în pustiu. Ce s-o fi gândit el? Măi, poate a făcut o greșeală și Dumnezeu l-a pedepsit sau poate chiar Dumnezeu nu e chiar așa aspru. Poate chiar lucrul acesta dovedește că Dumnezeu s-a întors din ideea lui și atunci când ajungi în idolatrie, când ajungi în confuzia aceasta, poți să tragi concluzii total greșite. Cine era omul lui Dumnezeu? Nu avem numele lui, ni se spune expresia aceasta, un apelativ frumos, un apelativ pe care l-a avut și Moise. De multe ori avem texte în Scriptură care spune Moise, virgulă, omul lui Dumnezeu. Asta e un apelativ foarte frumos, un reprezentant al lui Dumnezeu. Omul acesta lui Dumnezeu venea din Iuda. Repet, Iuda era încă locul în care oamenii se închinau corect lui Dumnezeu. În Cartea Cronici se spune că atunci când Ieroboam a vrut să facă așa zisa reformă, da? Mulți oameni din Israel, da, de acolo din împărăția lui Ieroboam, leviți, preoți și oameni care slujeau și aveau frică de Dumnezeu, au plecat din împărăția lui și s-au dus în Iuda. Pentru că și-au dat seama că ceva se schimbă acolo. Că Dumnezeu a spus că la Shiloh trebuie să fie locul de închinare. Și au plecat și omul acesta al lui Dumnezeu venea de acolo, trimis de Dumnezeu, a ieșit, a trecut granițele și a asumat riscuri. Spuneam că a fost un om care a vorbit cu îndrăzneală, a cunoscut adevărul lui Dumnezeu și l-a vestit cu îndrăzneală. E foarte greu asta să mai vezi oameni care vorbesc adevărurile lui Dumnezeu. Adevărurile așa cum sunt ele, chiar dacă sunt de multe ori dureroase, sunt frontale, te izbesc, dar un om care a avut curajul acesta, trist este că în direcția lui putem spune că a avut, dacă vreți, mai multă aplicare sau mai multă putere când a vorbit cuvântul altora decât atunci când a trebuit să-l aplice la viața lui. Știa lucrul acesta că un profet este validat prin comportamentul lui. Știa lucrul acesta pentru că atunci când spune împăratului nu pot să vin la masă cu tine, el era conștient că în vremea respectivă, dacă te asociai cu cineva și mergeai la masă cu el, asta demonstrai că ești bunăvoitor, binevoitor față de el. Îi veneai cumva în favoarea lui și atunci împăratul a încercat șmecheria asta.
cum a încercat mai altă dată Saul cu Samuel, da? Vină măcar în fața poporului să ne vadă împreună, cumva oamenii să mă cinstească, să vadă că totuși nu sunt respins de tine. Cam așa încerca împăratul să facă cu omul acesta lui Dumnezeu. Și el a știut, dacă mă duc cu împăratul, comportamentul meu va spune ceva greșit. Va spune cumva că Dumnezeu îl acceptă și așa pe Ieroboam. Va spune că, de fapt, prorocul lui Dumnezeu este un om ușor, coruptibil, este un om care se însoțește cu orice cine. Și a fost foarte puternic în decizia lui. Dar uite că atunci când vine cineva cu un mesaj de la supranatural, hai să luăm așa, un mesaj printr-o vedenie, printr-un înger, măcar asta trebuie să recunoaștem la prorocul ăsta bătrân, că n-a avut tupeul să spună și mie mi-a vorbit Dumnezeu. A știut că minte, măcar a spus un înger mi-a vorbit. Cine era profetul bătrân? La fel, nu avem foarte multe detalii despre el, dar întărește ideea aceea că nu neapărat perii albi dovedesc și înțelepciunea sau maturitatea. Este un om care probabil era un fel de proroc în pensiune. Un om care, deși în țara lui, în Betel, era idolatrie, nu mai avea niciun curaj să mai spună nimic și probabil lăsa lucrurile să treacă de la sine. Faptul că Betelul în care locuia el era plin de păcat și idolatrie și că ori nu observă, ori nu spune nimic, mă pune să-l pun pe omul acesta într-o umbră foarte negativă. Faptul că l-a mințit pe omul lui Dumnezeu cu atât mai mult. Haideți să vedem, pentru că spuneam că ideea centrală și ideea de bază este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie ascultat, care trebuie împlinit, luând felul în care Dumnezeu aplică sau felul în care, dacă vreți, pune ca o etichetă cuvântul lui Dumnezeu pe fiecare dintre aceste trei personaje, să învățăm trei adevăruri importante despre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru Ieroboam vedem că cuvântul lui Dumnezeu a însemnat, în partea asta inițială, milă și har. Chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu îl mustră, eu văd în asta dragostea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu îi întinde o mână spre Ieroboam. Putea să fie ceva iremediabil, putea să fie o osândă care se poate schimba. Totuși, faptul că Dumnezeu trimite pe cineva la Ieroboam și că folosește cuvinte pe care în mintea lui Ieroboam ar fi trebuit să stârnească amintiri. Versetul 3 și versetul 5, în versetele acestea se folosește verbul va despica, care în original mai este folosit în capitolul 11, atunci când Ahia îi prorocește lui Ieroboam și îi spune, uite cum vei deveni împărat. A luat o haină, a rupt-o în 12 bucăți și verbul este același, ca în textul din 13, adică a despicat-o. Și i-a spus, iată, așa voi despica împărăția și așa voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Adică mesajul ăsta trebuia să-i trezească amintiri. Fii atenți, aduce aminte că Dumnezeu s-a prorocit. Așa cum va rupe împărăția aceea, așa acum va rupe și va despica altarul. Sau va rupe și nu va exprima dezacordul lui Dumnezeu față de lucrarea pe care o face. Apoi semnul cu mâna uscată, să vadă că Dumnezeu însoțea cu semn puternic ceea ce a vestit. Apoi, faptul că Dumnezeu s-a îndurat și a dat vindecare, erau semne ale harului. Dar cred că Ieroboam era în atitudinea aceea greșită a înțelegerii harului Dumnezeu. A crezut că harul lui Dumnezeu înseamnă că ți se oferă mult fără să ți se ceară nimic. Adică Dumnezeu m-a luat pe mine un nimeni, m-a ridicat și m-a pus într-un loc și asta este har. Da? Și ce-ți cere ție harul acesta? Păi nu-mi cere nimic. Cere doar să recunosc că Dumnezeu este bun, zâmbește, Iisus te iubește, este un mare har, Dumnezeu a făcut totul pentru tine, nu sunt obligații, nu sunt restrângeri, constrângeri, doar El ți-a promis prin cuvânt, trebuie să iei promisiunile, să ți le însușești, Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute și fel și fel de lozinci, ai totul prin har și dacă vreți, acesta este într-un fel Betelul despre care spuneam reactualizat astăzi. O înțelegere greșită a harului care i-a condus pas cu pas spre pedeapsa lui Dumnezeu și spre pierzare. Avem de multe ori amintită ideea Betelului, foarte multe evenimente în împărați care au legătură în mod direct cu prorocul Ilie, cu prorocul Elisei, în care Dumnezeu își exprimă mânia asupra Betelului. Deși ar trebui să fie casa lui Dumnezeu, deși ar trebui să-L reprezinte pe Dumnezeu, de fapt reprezintă un centru idolatru, de fapt reprezintă, cum spuneam, importanța propriilor păreri, intenții, manipulare și depărtare de Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu iarăși nu intervine imediat să-L pedepsească și că are o îndelungă răbdare este un alt motiv să înțeleg că Dumnezeu față de Ieroboam mai arată încă har. Nu e așa că parcă te deranjează, te strânge în spate. Citești cărți, am citit cărți despre criminali care au făcut lucruri groaznice, da? Pedofili care și-au avut un joc de copii, au făcut lucruri groaznice, condamnați la închisoare sau la moarte prin executare în America. Și la un moment dat oamenii aceia în închisoarea aceea ajuns să cunoască cuvântul lui Dumnezeu.
Și mărturisea un frate misionar care a scris cartea respectivă că în momentul când a auzit lucrul acela, deși el i-a propovăduit Evanghelia, a fost foarte deranjat și a spus: Doamne, nu-i posibil! Cum omul acesta, după ce a făcut atâta rău, să capete har și îndurare de la tine? Și sunt oameni care îi vedem noi, măi, trăiesc bine, totul în regulă, și Dumnezeu pentru o mică greșeală îi pedepsește. Imaginați-vă un Moise, n-ai voie să intri în țara Canaan. Doamne, cât am suferit pentru poporul acesta! Se pare nedreptate, dar totuși este harul lui Dumnezeu care întrece limita omului. Apoi, pentru bătrân, cuvântul lui Dumnezeu cred că este chemare la slujire. Ce a făcut Ieroboam cu cuvântul lui Dumnezeu? L-a disprețuit, efectiv l-a ignorat. A continuat mai departe, asta înseamnă să disprețuiești. Când vezi cuvântul lui Dumnezeu vorbindu-se cu putere, vezi semne clare ale lucrării lui Dumnezeu să nu-ți pese, asta înseamnă dispreț. Ce a făcut prorocul cu lucrul acesta? Probabil, într-un fel, acum spre bătrânețe, poate Dumnezeu vrea să-l trezească un pic pe omul acesta, să-l scoată din letargia aceea. Adică, măi, ar trebui să-ți fie la obraz, trebuie să vină un om din afară să vorbească ceea ce tu trebuie să vorbești, că aici este păcat. Dar omul acesta, chiar dacă odată purtase mantia profetului, acum stăpânea foarte bine limbajul șarpelui. Felul în care înșeală pe oamenii aceștia ne duce cu gândul imediat la grădina Edenului. Dumnezeu ne-a dat o poruncă clară și vine șarpele. Oare a spus Dumnezeu așa ceva? Fii atent că eu am un mesaj peste cuvintele lui Dumnezeu, sau dacă vrei, ți-l interpretez cuvântul lui Dumnezeu. A, ți-a spus Dumnezeu lucrurile acelea, de asta am zis, probabil el n-ar fi trebuit să spună împăratului toate detaliile. Mi-a zis Dumnezeu, nici să nu mănânc, nici să nu beau, nici... Și nu la voia întâmplării se repetă mereu, cum era să mi se strice limba în gură, de câte ori repetam, mă curcam și eu în cuvinte, mereu și mereu se repetau aceeași fraze. Nu cred, nu la voia întâmplării spuse aici, nu cred că trebuia să spună lucrurile acelea. Mesajul trebuia să fie clar, nu voi intra la tine, nu mă însoțesc cu tine. Dumnezeu mi-a zis să mă întorc acasă, simplu. Dar asta denotă că în mintea lui, bă, da, o mâncare bună și un pic de apă, nu strica la un pribeag în călătorie. Și bătrânul acesta își dă seama, e foarte șiret, știe unde să-i spună. Fii atent, ați spus Dumnezeu? Mie mi-a spus un înger că poți să faci lucrurile astea. Poți să le faci. Nu i-a spus că, uite, nu i-a zis că trebuie să nu te abazi din drumul ta, i-a zis, poți să mănânci. Probabil acolo l-a țintit exact la durerea lui. Mi-a zis un înger. Bă, dacă i-a spus un înger, știi cum e. Și dorința din tine și toate îți întunecă mintea și garda-i jos și facem. Apoi înțeleg din modul în care se comportă bătrânul acesta că el a adus, dacă vreți, chemarea aceasta care i-a făcut-o Dumnezeu la un nivel de profesie. Și eu sunt proroc ca tine. Ce crezi că eu nu sunt capabil să am prorocii din partea lui Dumnezeu? Adică, până la urmă, cum e mai convenabil? Atitudinea lui după moartea omului Dumnezeu, asta e fățărnicie din nou crasă. Tu, după ce l-ai înșelat, în loc să-ți fie groază ce ai făcut, dacă ai omorât un om, datorită vicleșugului tău, să mergi să spui, vai frate, fel de părere de rău împletită cu ce ai făcut, cum ai putut să fii așa? Sau o compătimire, dar oricum, e foarte interesant că el zice, măi, fii atent, cuvântul lui se va împlini. Când a rostit cuvântul lui, a spus că pe altarele alea se vor arde oseminte omenești și vor fi arși preoți. Înseamnă că eu, dacă voi muri și cuvântul lui Dumnezeu se va împlini, vor fi scoase și oasele mele. Și în 2 Cronici se spune că exact asta s-a întâmplat. Știi ce? Fiți atenți, când voi muri, eu să fiu îngropat cu omul ăsta lui Dumnezeu. Foarte interesant că după câteva sute de ani, Iosia vine împărat și face reforma aceea despre care se vorbea de dimineață și scoate toate oasele prorocilor mincinoși și sunt arse. Dar când a aflat de întâmplarea aceasta, spune, lăsați în pace mormântul omului Dumnezeu și prorocului care este îngropat acolo cu el. Un om oportunist, un om care știe să se dea după cum suflă vântul. Cuvântul lui Dumnezeu pentru el trebuia să răsune ca o chemare, chemare la ceea ce trebuie să fii înaintea lui Dumnezeu și nu ai fost. Și asta trebuie să fie și pentru noi astăzi. Prea mulți am rămas așa încălciți în labirintul ofertelor de astăzi. Oferte spirituale, oferte materiale. Este un haos în mintea noastră, le încălcim. Folosim cuvântul lui Dumnezeu când nu trebuie, e convenabil pentru noi, facem un haos cu prorociile care ne convin, sunt bune, ne ghidăm după anumite lucruri. Iubiții mei, rămâne același mesaj care a fost în dreptul lui Roboam. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit în totalitate, ascultat în totalitate. Amin. Apoi cuvântul lui Dumnezeu pentru omul din Iuda însemna protecție. Atunci când ai cuvântul lui Dumnezeu, când îl cunoști, aici vorbim despre a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, a-l stăpâni, a asculta, a-l pune în practică, ești protejat. Ești protejat. Noi nu suntem la voia întâmplării în lumea aceasta. Adam și Eva aveau parte de protecție,
Cain și Abel aveau parte de protecție, semnalul de alarmă este tras și în dreptul lui. Toți oamenii lui Dumnezeu, Domnul Iisus în ispitire, avea protecția cuvântului. Observați? Cu cuvântul a răspuns, este scris. Cunoștea cuvântul, chiar în momentul în care diavolul a vrut să răstălmăcească versete din Biblie și le-a adus, pentru că Mântuitorul cunoștea cuvântul foarte bine, l-a folosit ca o protecție. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu ca protecție. Când nu mai este protecție pentru noi? Atunci când începem să gândim cu mintea noastră. Atunci când lăsăm stomacul să gândească, când lăsăm emoțiile să gândească, atunci când, hai să o luăm așa în cuvinte mai simple, lăsăm garda jos. Când avem impresia că după o mare biruință de acum ni se deschid căile și vom trece ca niște biruitori și exact atunci cădem. Se reîntărește dacă vezi principiul acela că în urma unei mari biruințe este tendința de a ne complace în victorie și a primi o mare înfrângere. S-a reamintit episodul cu Petru, după o mare biruință în care a rostit un cuvânt extraordinar din partea lui Dumnezeu, în momentul următor a trebuit să suferă o mare înfrângere, care s-a repetat în termeni mai mari la lepădarea de Domnul Iisus. Aia se întâmplă în momentul în care am o mare victorie și cred că Dumnezeu a lucrat și a făcut lucruri extraordinare prin mine. Încep fie să-mi iau merite, fie să mă gândesc la o anumită recompensă și atunci sufăr înfrângerea. Ce lecții învățăm din toate acestea? În primul rând că ascultarea de cuvânt trebuie să fie completă. Eu știu că lucrul acesta pare, sună imposibil pentru urechile noastre, dar vreau să vă explic la ce mă refer. Este tendința noastră de a selecta lucrurile acelea care ne convin. Este tendința noastră de a striga sus și tare împotriva păcatelor pe care noi nu le facem sau poate nu sunt așa de, da, într-o formă așa de accentuată în noi, dar să nu fim atenți asupra anumitor lucruri la care noi suntem foarte deficitari. În textul acesta vă spuneam, consecințele nu par așa corecte, adică de ce un profet bătrân care și așa a făcut ce a făcut și așa a mințit într-un mod flagrant, nu putea să-l pedepsească, pe el trebuia să-l mănânce leul, nu a spune noi până la urmă, nu? Nu pe tânărul acesta care a prins de perspectivă, a rostit cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, dar ai luat un om al lui Dumnezeu, ai luat un om al tău care vestea cuvântul și ai lăsat pe unul bătrân acolo. Dar principiul rămâne același, principiul care a fost definit de Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 13. Dacă se va ridica în mijlocul tău, versetul 1, un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea. Observați? Deci nu-i zis că nu se poate. Noi de multe ori spunem, a, dacă a zis ceva și nu se va împlini, nu-i de la Domnul. Nu. Poate să zică ceva și să se împlinească, de el să nu fie omul lui Dumnezeu. Duminica trecută s-a vorbit despre proroci mincinoși și caracterul lor, da? Îi vom vedea după roadele lor. Nu dacă ceea ce fac se împlinește, că imediat mai jos spune că vin înaintea Domnului contestatorii. Doamne, noi am făcut semne în numele Tău, am scos draci, am făcut. Și ce-i cu asta? Doar pentru că a funcționat, credeți că este plăcut înaintea mea? Dacă se va împlini semnul sau minunea de care ți-a vorbit el zicând, haide-mi după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc. Căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și wow, cât de mult greșim și noi la lucrurile acestea. Pavel repetă același lucru în Galateni. Și un înger să vină să vă vestească o altă evanghelie, să nu-l primiți. Eu chiar eu însumi, dacă m-aș strica de cap și vin să vă spun o altă revelație, să nu mă credeți. Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Câteodată animalele ne dau lecții de viață mai importante. Leul acesta a fost trimis de Dumnezeu și face ceva nefiresc. Nu-l mănâncă pe omul lui Dumnezeu, doar îl ucide și stă acolo și păzește trupul lui într-un fel. Și foarte interesant, stă alături de măgar. Știi că noi aveam fabulele acelea, da? Ai un lup, o capră și o varză și treci de partea cealaltă și încercam noi să, da? Cum reușim să le ducem împreună? Ceva nefiresc să stea acolo leul cu măgarul împreună liniștiți lângă trup. Niște animale care se supun suveranității lui Dumnezeu, în ascultare. În contrast complet cu ceea ce face omul. Altă lecție, că neascultarea nu este o glumă. Deci în timp ce ni se promite iertare, în timp ce ni se promite un Dumnezeu al harului, un Dumnezeu care se îndură, nu ni se promit libertăți sau lipsa consecințelor pentru păcatele noastre. Ba mai mult, văd că lucrul acesta prinde din ce în ce mai multă amploare. Am întâlnit oameni care frontal așa mi-au spus. Hai să vă dau un exemplu. Nu-i neapărat ăsta, dar ca să aveți idee cum se gândesc cu oamenii. Mergi și vorbești cu doi oameni care vor să despartă și ei spun, vrem să ne despărțim. Bă, omul acesta nu place lui Dumnezeu lucrul acesta. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Ok, dar noi am mai văzut cazuri de oameni care s-au despărțit și
Dumnezeu s-a îndurat de ei. Ok, care e problema? Păi, aș face și eu la fel și Dumnezeu se va îndura de mine. Wow! Tineri care vin și spun, aș vrea să mă căsătoresc cu o fată sau un băiat din lume. Da, dar știi că Dumnezeu urăște lucrul acesta, nu vrea lucrul acesta, da? S-a predicat duminica trecută, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, n-avem voie să ne jugăm la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Da, dar am mai auzit cazuri în care ei s-au căsătorit și după aia Dumnezeu a iertat. Ok, și? Și aș face și eu lucrul acesta, că Dumnezeu mă iartă. Deci, lucrurile acestea ar trebui să ne strângă în spate. Să știi că ai un Dumnezeu care iartă, un Dumnezeu răharului, care se poate îndura, conștientizând lucrurile acestea, tu să calci frontal și în picioare porunca lui Dumnezeu, apărându-te cu ideea aceasta, oricum Dumnezeu mă va ierta într-un fel. Deci lăsând la o parte cazul că nimeni nu-ți garantează că vei avea viață să te mai poți ruga pentru iertare. Lăsând la o parte lucrurile acestea. În momentul în care, treptat, pentru că asta e greu până faci odată. Compromisul știți că e greu prima dată, că după aia devine un sport în viața noastră. Dar dacă tu calci cuvântul lui Dumnezeu, cine îți garantează ție că inima ta va rămâne curată? Pentru că n-are cum să rămână curată. Și că împietrirea care treptat se va instaura în inima ta, îți va permite peste un timp să apelezi la harul lui Dumnezeu. Tu nu știi că în momentul în care tu păcătuiești cu voia, pur și simplu știind că eu calc în picioare cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știu că El e bun și mă va ierta, tu de fapt îți aduni treptat mânia lui Dumnezeu asupra ta. Și mânia lui Dumnezeu nu uita că nu se manifestă doar prin faptul că ești trăsnit sau nu, că ești accidentat sau nu. Mânia lui Dumnezeu sau forma cea mai gravă a mâniei lui Dumnezeu este că te lasă în pornirea minții sau voii minții tale blestemate. Asta e forma cea mai gravă a blestemului Dumnezeu. Când mergi mai departe și auzim oameni în jurul nostru care spun, bă, de când m-am lăsat de biserică, de când m-am îndepărtat de Dumnezeu, lucrurile merg mai bine. După părerea, da, nu mai ai lupte, e o înșelare aparentă, dar vine ziua necazului în care, uite, spre exemplu, fugi la oamenii lui Dumnezeu, crezi că asta e soluția. Știi ce? Am dat de necaz. Eu mi-am bătut joc de lucrarea lui Dumnezeu. Sunt idolatru, fac tot ce fac. Știi ce? E necaz. Bă, hai să mă duc acolo. Știu că acolo la pocăiți, știu că acolo cineva se roagă, cineva face. Asta este soluția umană. Oameni buni, știm foarte multe exemple de felul acesta. Credeți-mă, nu trebuie să experimentăm anumite lucruri sau eșecuri pe care oamenii le-au experimentat. Eu trebuie să cred simplu cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot glumi cu păcatul, cu neascultarea de Dumnezeu. Apoi trebuie să avem discernământ pentru a ști să testăm toate învățăturile, toate ereziile care apar în jurul nostru. Eu trebuie să fiu adâncit în cuvântul lui Dumnezeu, știu să stăpânesc cuvântul lui Dumnezeu, care nu doar îl citesc, îl studiez, ci îl văd aplicat în viața mea, ca să știu să confrunt ceea ce apare. Spunea ceva foarte bine, cum îți dai seama care sunt banii falși? Păi, lucrez des cu banii, de ce mai mult îi recunosc cei de la bancă, care lucrează cu bani într-una. Așa de obișnuiți cu banii autentici că banii falși imediat îi se sizează. Când îți dai seama imediat de o erezie? În momentul când ești foarte familiarizat cu cuvântul lui Dumnezeu. Apoi să nu uităm că standardul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Deși au trecut mii de ani, cuvântul lui Dumnezeu are aceeași prospețime. Aerul ăsta de stătut, de vechi, de învechit, e doar la cei care nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, care au impresia că o aparentă sfințenie, un fel de ascultare parțială, selectivă, poate îndupleca un Dumnezeu. Da, e un Dumnezeu aspru care intervine, dar hai să fim serioși. Hai să ne mai gândim la un aspect. Ieroboam știm care a fost sfârșitul lui, a sfârșit rău și a dus poporul în idolatrie și Dumnezeu l-a pedepsit și a pedepsit casa lui, a pedepsit Betelul din cauza lor. Despre bătrânul acesta nu ni se spune, dar e cam duplicitară treaba cu el, da? Cum a mințit, cum a încercat el, dar despre omul lui Dumnezeu. Nu? Întrebarea acum pentru mulți, mă, cam așa rămân unii după toată predica, a mers în rai sau în iad? Nu, iată că nici eu nu știu răspunsul. Dar e foarte interesant că dacă ești tentat să afli răspunsul la așa ceva, tare mi-e teamă că trăiești un fel de, băi, cam cât pot să-mi permit. O, dacă aș afla că am mers în iad pentru așa ceva, de așa de puțin, parcă un pic mă strânge spate. Dar dacă am mers în rai, na, ca un, acolo apare și Samson, și Iepta, și oameni care au mai greșit în viața lor, înseamnă că pot să-mi permit. Ei, eu vreau să vă spun că nu ne putem permite să ne batem joc de harul lui Dumnezeu, să călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu cere ascultare totală, dar dincolo de asta Dumnezeu ne oferă har, Dumnezeu ne oferă protecție prin cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne oferă, dacă vreți, chemare la slujire prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.